Un miracol pe zi. Uneori, răspunsul lui Dumnezeu este o întrebare. Pe malul Mării Tiberiadei, așezat în jurul unui foc de jăratic, ucenicii mâncau înfrigurați pește și pâine. Era a treia oară când i se arăta Iisus după înviere și fiecare arătare a lui îl copleșea. Undeva în adâncul inimii ar fi vrut să se fi purtat mai bine în momentele grele. Ar fi vrut să rămână loial și aproape de învățătorul lor care, cu puțin înainte de a muri, i-a numit prietenii lui. Petru, cel mai proeminent, convins că face o prestație mult mai bună decât ceilalți, era frânt și dezamăgit de el însuși. În întâlnirea aceasta, Mântuitorul îl restaurează. Nu o face printr-o confruntare, ci prin intermediul unei întrebări repetate de trei ori. Mă iubești tu mai mult decât aceștia? Și aceste întrebări erau însoțite de o invitație la slujire. Când Dumnezeu repetă un lucru, vrea să sublinieze și să întărească ideea. De ce îl întreabă dacă îl iubește în comparație cu ceilalți? Pentru că promisiunea încălcată a lui Petru a fost tot în comparație cu ceilalți. Dacă toți te părăsesc, eu nu te voi părăsi. Iisus te aduce în punctul în care ai eșuat, în raport cu ceilalți. Dezamăgirea de tine însuți vine după ce ai descoperit că nu ești cu nimic mai bun decât ceilalți. Vindecarea vine printr-o invitație la iubire și la slujire. Dragostea vindecă, acoperă toate greșelile. Dumnezeu face asta pentru tine. Oricât ai fi de dezamăgit de tine, Dumnezeu te întâmpină cu o întrebare. Cât îl iubești? Atât vei trăi. Nu ai nimic de demonstrat nimănui, nici măcar ție însuți. Ești chemat la iertare, la împăcare, la acceptare. Ești vindecat de trădarea ta. Mă bucur că existi. Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.